stau și mă uit la Jaguarurile din ziua de azi, da, chiar și la SUV-uri, și văd așa aripile frumos ondulate. Vezi trecutul? Văd trecutul. Și pentru asta am mers la Țiria Collection pentru o întâlnire super specială cu XK120 din 1952. Degeaba ești fan Jaguar dacă nu vorbești despre Jaguar XK120. Acest exemplar din 1952 are sub capotă un motor de 3,4 litri, 6 cilindri. Uitați-vă ce bijuterie! Acești 160 de cai permiteau mașinii ca în 1952 să meargă cu 190 de km pe oră. Așa, în regim de croazieră. Practic era cea mai rapidă mașină a vremurilor ei, de pe stradă, și era, fără îndoială, și cea mai frumoasă. Jaguar planifica să vândă cam 200 de bucăți pe an, dar din 48 până în 54 au vândut peste 12.000 de exemplare. Pentru că da, a avut succes enorm în Statele Unite. Deși inițial a fost gândită doar ca un concept, XK120 a devenit în momentul lansării cea mai rapidă mașină din lume. În 1948, la primul salon auto de după cel de-al doilea război mondial, Londra a găzduit peste 30 de constructori britanici cu cele mai proaspete creații, în speranța că pacea avea să genereze publicului impulsul de a cheltui din nou bani pe mașini. Nimeni nu se aștepta ca cel mai atractiv automobil să fie acest Jaguar XK120, mai ales că nici nu se putea cumpăra. Era doar un prototip. Producția conceptului a durat doar 4 săptămâni, însă efectul asupra audienței a fost major, cu atât mai mult cu cât XK120 nu avea plafon sau parbriz, ceea ce te duce inevitabil cu gândul la libertate. Nici eu nu înțeleg prea bine cum se împacă pasiunea pentru decapotabile cu vremea britanică, dar nu-i cazul să ne batem capul cu asta. Mai ales că pentru Jaguar, adevărata inovație a conceptului era reprezentată de noul motor numit XK, 6 cilindri în linie de 3,4 litri, 162 de cai și cutie manuală cu 4 trepte. La interior se remarcă volanul uriaș și ceasurile de bord, care erau produse de Smiths, una dintre companiile inovatoare în domeniul la vremea respectivă. Printre ele se observă un tahometru de 6.000 de rotații pe minut și un vitezometru care indica maxim 140 de mile pe oră, adică vreo 225 de km pe oră. Ei bine, XK nu era chiar atât de rapid. De fapt, inginerii estimau viteza maximă a conceptului la 120 de mile pe oră, adică 193 de km pe oră, ceea ce explică de altfel și numele complet al mașinii, al motorului. Publicul de la salonul auto găzduit de Londra a fost atât de impresionat de concept încât Jaguar a fost practic nevoit să-l transforme în model de serie. Iar în mai 49 a făcut Jaguar o demonstrație de presă cu al doilea exemplar de XK120 pe drumul dintre două localități belgiene, al căror nume nu mai are nicio relevanță. Rezultatul, XK120, a fost înregistrat cu viteză maximă de 132,596 de mile pe oră, adică 213,393 de kilometri pe oră. Suficient pentru ca XK120 să devină cel mai rapid model de serie din lume la vremea respectivă. 213 km pe oră. Primele 240 de unități au fost produse între 49 și 50 pe același principiu al panourilor de aluminiu, însă acest procedeu avea un dezavantaj major. Era consumator de timp. Ce faci când te lovești de o astfel de problemă? Te adaptezi, desigur. În cazul Jaguar, adaptarea a presupus înlocuirea plăcilor de aluminiu cu oțel, iar de aici, limita a fost cerul. XK120 a participat la numeroase curse, inclusiv unele cu iz familiar pentru fanii sporturilor cu motor, Le Mans, Targa Florio sau Mille Miglia. Nu a câștigat niciuna dintre ele, dar ăsta este doar un detaliu. Raportat la vremurile moderne, în care numeroase modele au o istorie de decenii, Jaguar XK120 a avut o viață scurtă, dar intensă. Modelul a fost produs în 12.055 de exemplare, între 48 și 54. Totuși, ăsta este un aspect care a contribuit în timp la valoarea unei astfel de mașini, element demonstrat și de sumele cu care diverse exemplare XK120 au fost adjudecate la licitații.
Eu o să spun doar că cel mai bun preț pentru XK120 a fost obținut în 2013 pentru un Roadster produs în 51, care a fost vândut pentru ceva mai mult de, atenție, 700.000 de lire sterline. Exemplarul XK120 pe care îl avem alături de noi a fost produs în 52, a parcurs în total 10.231 de mile, adică 16.465 de kilometri, și a fost restaurat complet, impecabil, de Țiriac Collection. Știi că ne spune toată lumea, stați numai pe la branduri super scumpe, super premium, mașini de sute de mii de euro. Așa că mâine... Da, mâine mergem la niște senzație premium, dar accesibilă, pentru că investigăm cele mai noi modele cu motoare convenționale, cu motoare mild hybrid, plug-in hybrid sau full hybrid. Full hybrid. Sau electrice. Exact. În showroom-ul Țiriac Auto, Hyundai și Mitsubishi.